Nicolae Florian, candidatul la funcția de primar din partea Partidului Național Liberal, s-a aflat vineri în mijlocul giurgiuvenilor din cartierul Tineretului. Însoțit de candidații liberali pentru Consiliul Local, Nicolae Florian le-a vorbit oamenilor despre atragerea investitorilor în Giurgiu pentru crearea de locuri de muncă, despre construirea de locuințe pentru tineri și pentru cei cu venituri reduse, gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru elevi și giurgiuvenii fără loc de muncă, dar le-a vorbit și despre cheltuirea banului public cu măsură și gospodărirea eficientă a orașului. Vreau să credeți în echipa noastră, avem o echipă foarte bună, o echipă din consilieri vrednici, o echipă cunoscută, o echipă care profesionistă, care are multă experiență și a demonstrat că știu să facă treaba acolo unde lucrează ei. Noi am adunat și cu acest prilej țin să le mulțumesc tuturor seniorilor liberali și mă gândesc la liberalii cu vechime și la liberalii de vârstă de seniorat, care ne-au dat posibilitatea să creăm o echipă tânără și nu s-au opus, o echipă de profesioniști. Noi trebuie să câștigăm majoritatea acum. Ne trebuie voturi. Nu ne trebuie numai simpatii să stai acasă. Ne trebuie ștampilă cu vot pentru echipa Partidului Național Liberal la alegerile astea locale. După ce au ascultat proiectele, oamenii și-au spus problemele cu care se confruntă, cât și nemulțumirile față de actualul primar. Vreau cel mai mare lucru, curățenia orașului, fiindcă suntem al patrulea oraș din țară, cel mai poluat cu praf. Scrie internetul, scrie toate alea. N-am văzut acești 4 ani o mașină, o singură mașină pe mijlocul șoselii în timpul 12. Sau seara, nu contează. N-am văzut așa ceva. Și aș dori foarte mult, am și eu copii, să vă axați printre unele cele mai importante proiecte, locuințele pentru tineri. Bravo. Locurile de muncă și locuri. Bineînțeles că asta e pe primul plan, locurile de muncă, dar locuințele pentru tineri. Copiii sunt plecați din țară. N-au niciunde locui, cel puțin, nu mai zic să muncească, dar acest domn primar al nostru, care nu e giurgiuvean, e din Tulcea, știe toată lumea că e din Tulcea, e parvenit în Giurgiu, că are 20 de ani, că are cât are, să fie sănătos. N-a făcut nicio locuință pentru municipiu, pentru, nu numai pentru tineri, ci chiar pentru cei amărâți. Nu a făcut, domne, a demolat. A făcut o organizare dezorganizată, acolo la Istru, încât nici măcar nu și-a cerut scuze. Ce dacă ăia n-aveau oamenii? Erau oameni, aveau suflet, aveau inimă. Ce dacă n-aveau acte în regulă? Trebuia să te duci cu buldo? Trebuia să demolezi blocul peste noapte? Fă altul și pe urmă demolează. Există acum variante să construim ANL-uri pentru tineri și locuințe sociale pentru cei nevoiași. Dar pe lângă astea două proiecte mari europene cu fonduri europene, trebuie să ne gândim să aducem și investitori să creăm noi locuri de muncă. Echipa PNL pentru primăria Giurgiu și-a continuat acțiunile de campanie și pe șoseaua București, unde giurgiuvenii au fost întâmpinați cu broșuri informative și cu cele mai bune gânduri pentru o administrare eficientă și respect față de cetățeni. Aici, în lista asta, o să găsiți oameni integri, oameni care merită să fie aleși și individual și într-o echipă. Să presupunem că luați dumneavoastră primar, mai rămân în vigoare anumite probleme pe care le-a făcut domnul primar, mă refer la pensionari. Tot. Și ce se întâmplă? Tichetele alea de transport. Bineînțeles, rămân și mai rămân și acum câtea timp în urmă. Stimate domn, prima, n-avem cum, e un zvon. În atenția lui Florian Nicolae au intrat și cei care practică meseria de taximetrist, lucrător comercial în magazinele de cartier, dar și giurgiuvenii care seară de seară își petrec câteva ore în aer liber. Problemele noastre la majoritatea tineretului ăsta este locurile de muncă. Locuințe pentru tine, eu cu vecina mea am terminat o școală post-liceală care m-am dus și am dat examen și degeaba l-am dat. Adică știi ce vreau să spun, că totul e cumpărat. Și cam aude și că nu mai aude, pentru mine egal cu zero. Odată la primărie, cu curățenia asta, că vedeți foarte bine că dăm bani pe firme care sunt după la Argeș și din alte părți. Și în al doilea rând, să scriem proiecte europene în care să muncească oamenii noștri de la Giurgiu, nu să facem firme de nepoți și din alte părți. Deci ei noștri pleacă mâncând pământul. Și trei, trebuie să vină în Giurgiu noi investiții. Noi investiții înseamnă
că vrem ca în platforma chimică 1, aproape de Dunăre, în zona respectivă, să reindustrializăm orașul, să facem o oțelărie. Oțelăria înseamnă vreo 3-4-500 de locuri de muncă. Trebuie să aducem să facem o seră legumicolă în oraș. Sere legumicole, pentru că suntem bazin legumicole în lunga Dunării. Cel mai bun pământ avem aici. Deci, începem să creăm noi locuri de muncă. Poate nu creăm neapărat locuri de muncă pentru asistenți medicali, pentru medici, dar avem locuri suficiente. Este deficit și în sistemul e medical. E deficit și în sistemul medical. Tocmai de aceea, pe lista am spus să vă uitați că sunt doi medici, doi profesori, avocați, oameni de afaceri de succes. Avem un pilot de aviație. Deci oameni care sunt integri, care vor să pună umărul să dezvolte orașul. Vreau să vă uitați la echipa noastră de consilieri locali. Foarte importantă echipa de consilieri locali. O echipă care a demonstrat acolo unde lucrează și desfășoară activitatea că e o echipă bună, e o echipă corectă, serioasă și pentru oraș. Să rămână, vă mulțumesc. Copilul așa ăștia nu trebuie să joace. No, un loc de joacă, ia uitați, sunt familii care au câte două mașini. Acolo parcare, aici toată lumea îi gonește, unul e bolnav, au copii mici, trebuie să doarmă. Să facem un loc de joacă, trebuie să identificăm, facem loc de joacă, pentru că și în cartierul ăsta, pentru că e un cartier dens, a fost uitat. Cu echipă bună formată din oameni bine pregătiți din punct de vedere profesional, Partidul Național Liberal dorește să facă front comun cu cetățenii și împreună să implementeze cele mai bune proiecte pentru municipiul Giurgiu.